Autobuzului Moș Crăciun a fost plin de copii duminica aceasta. Numai puțin de 1200 de prichindei s-au înghesuit ca să stea de vorbă cu moșul și să-și ia pachetul cu dulciuri pe care spiridușii l-au pregătit cu atâta grijă. Deși autobuzul a plecat din cartierul Iernuțeni de la ora 16:30, copiii l-au așteptat nerăbdători în fiecare stație. Tu pe cine aștepți? Pe Moș Crăciun. Cu cine ești aici? Cu mami și tati și bunica mea. Da, au voie mami și tati în autobuz sau numai copii? Nu știu. De eu nu mă duc cu autobuzul. A, tu ai venit doar să-l vezi? Da, și să facem poze. Păi să-l așteptăm pe Moș Crăciun. Dar știai că vine? Da, cu autobuzul. Asta e o modă nouă? Nu mai vine cu Sania, cu Reni? Nu. Cu nepoței, cu vecini. Venim de la biserică și ne-am oprit și noi în parc. Ați fost și anul trecut? N-am fost chiar niciodată, nici nu știam. Cu limuzina! Wow! Și cum crezi că arată limuzina? Pictată în roșu și alb. De ce și alb? Ca barbă! Organizatorii acțiunii, membrii PDL Reghin, au fost plăcut surprinși de succesul de anul acesta și promit ca autobuzului Moș Crăciun să mai treacă pe la noi și la anul. Totodată, această plimbare a fost posibilă și cu sprijinul oamenilor legii. Din cele 5 ediții care s-au petrecut până în anul acesta, este ediția cu cea mai mare popularitate și cu cea mai mare prezență. Noi ne bucurăm. Acțiunea este pentru copiii municipiului Reghin. Ne bucurăm când vin în număr așa de mare. Vreau să vă spun că această ediție, ca și celelalte, nu puteau fi organizate dacă nu aveam și sponsori. Vreau prin dumneavoastră să aduc mulțumiri poliției municipiului Reghin, poliției locale, din cadrul primăriei municipiului Reghin și jandarmeriei române din municipiul Reghin. Deci toate trei ne-au ajutat, fără dâns și nu știu cum ne descurcam. Ați văzut că, dat fiind faptul că participarea a fost în masă, am avut și unele mici incidente. Și pentru că piticii reghineni l-au impresionat pe Moș Crăciun, acesta va merge pe 20 decembrie și în comuna Deda, cu același mijloc de transport, autobuzul. Moșu a promis că până în seara de ajun va ajunge la toată lumea. Plin de copii cu minți! Moșul e obosit, dar pentru toți are câte ceva. Reghinenii au fost cei mai cuminți copii pe care i-a întâlnit moșul anul ăsta. Și la anul moșul vine iar pentru toți reghinenii. Mi-au cântat, mi-au zis poezii. Foarte mulțumit-i moșul. Foarte, foarte, ho, ho, ho!